Dragilor, iată, am revenit cu un nou episod alături de Andreea Puiu, invitata noastră de astăzi, profesor, psiholog, dezvoltator, pedagogia fericirii și, bineînțeles, dacă alături de noi este Andreea Puiu, despre ce să vorbim noi? Despre altceva decât despre fericire. Și astăzi am ales o carte, este vorba despre o carte din portofoliul editurii Herald, Avantajul fericirii, de ce fericirea garantează succesul și cum să ne antrenăm creierul pentru a fi fericiți, de Sean Eckhart, o carte publicată în colecția Alter Ego a editurii Herald. În volumul care a inspirat unul dintre cele mai populare discursuri marca TED Talks, ținute vreodată, Sean Eckhart dezvăluie în detaliu felul în care reconfigurarea creierului uman pentru a găsi calea către fericire ne facilitează reușita atât în carieră cât și în plan personal. Cartea de față, Avantajul fericirii, este rezultatul unor îndelungi cercetări din domeniul neuroștiinței și psihologiei pozitive, menite să dea viață unei așa zise științe a fericirii. Așadar, Andreea, ce relație este între fericire și succes? Oamenii care au succes, să spunem, și pe care îi vedem, câteodată îi admirăm, câteodată îi și invidiem, oamenii care au succes sunt automat și fericiți? Sau există între fericire și succes o relație, o legătură atât de subtilă, în așa fel încât uneori poate că nu o înțelegem? Sunt oameni fericiți, mă gândesc, sunt oameni fericiți cu foarte puțin, care merg mai mult pe a fi decât a avea. Și iată că nu întotdeauna foarte mulți bani sau o carieră de succes din punct de vedere social și profesional garantează automat și fericire. Sorin, simt că această invitație de a vorbi despre avantajul fericirii este precum o prăjitură delicioasă pentru mine, pentru că am adus această carte în workshop-urile pe care le fac și mi-aș dori ca autorul să fie la un moment dat și pe holurile școlilor, pentru că, până la urmă, este important să învățăm să descoperim istoria fericirii, de ce s-a ajuns la anumite idei despre fericire și de ce ducem aceste idei mai departe. Tu mi-ai pus o întrebare pe care cred că ne-o punem foarte des. Cum se vede fericirea pe ceilalți, cât de autentică este fericirea, ce relație să avem cumva cu nivelul de fericire al celorlalți și așa mai departe. Și atunci când vorbim despre fericire, cu siguranță ea este foarte apropiată de succes, ce înseamnă succesul în viața noastră, câtă fericire ne aduce succesul și așa mai departe. Ei bine, această carte spune foarte clar că există o anumită gravitație atât a succesului cât și a fericirii și se pare că nu fericirea se învârte în jurul succesului, ci succesul se învârte în jurul fericirii. Adică fericirea este în centru și după aceea este succesul. Așadar, poate o lecție de înțelepciune pentru noi este de a acorda prioritate fericirii, să pornim de la fericire, după care să construim succesul, astfel încât succesul să fie vorba, succesul să reprezinte, să împățișeze fericirea noastră și atunci când ne întâlnim cu el, când îl experimentăm, să fie despre valorile noastre, despre ceea ce este esențial pentru noi și nu cumva să ratăm cumva propria fericire atunci când ne construim succesul. Adică să fim oameni de succes, dar lumea noastră interioară, ceea ce noi reușim să atingem la finalul acestui efort, al acestei munci, să nu cumva să fie departe de fericire. Pentru că există atâtea mituri în privința fericirii, se tot încearcă în foarte multe publicații să se sublinieze că în formula fericirii este foarte important să pornim de la fericire, adică să avem grijă de noi în orice moment și mai ales la început, să începem cu o stare pozitivă.
pe copii să învățăm să înceapă cu o stare de receptivitate ceea ce fac și să înțeleagă faptul că până la urmă fericirea este un dar pe care îl facem și nu există o impunere, o obligație de a fi într-un anumit fel. Pentru că până la urmă, la răspunsul ce este fericirea mea, nu prea poate să răspundă altcineva în locul nostru. Și în carte vom descoperi foarte multe sugestii legate de ceea ce ne poate ajuta să înțelegem propria fericire și, într-adevăr, să îi facem loc în viața noastră. Spre exemplu, se vorbește de cercul lui Zoro, cum să atingem bucățică ceea ce este important pentru noi și cum să fim curajoși în privința fericirii noastre, pentru că de foarte multe ori cercul lui Zoro, în unele situații, fie că evităm anumite momente pe care le-am mai întâlnit, pe care ne-au rămas cumva memoria noastră, nu neapărat într-un mod încurajator, în momentul în care tot evităm și tot renunțăm și acordăm prioritate altor elemente decât fericirii, acest cerc al lui Zoro este foarte strâmb. Sau această carte ne mai invită să coborâm de pe piedestal când vorbim despre fericire și să vorbim despre fericirea noastră așa cum simțim că ar reda esența pe care o avem și fericirea pe care o avem la locul de muncă, fericirea pe care o avem în familie și așa mai departe. Așadar, sunt foarte multe zone unde fericirea e important să fie adusă și nu este doar un concept care este foarte departe de noi. Spuneai tu că putem fi fericiți și cu foarte puțin. Într-adevăr, fericirea este un concept calitativ și e important să avem un echilibru între a avea și a fi, două verbe pe care le-ai menționat mai devreme. Dar cartea aceasta prezintă foarte multe strategii despre cum poți să cazi în picioare atunci când poate ai întâlni niște situații care nu au fost, eu știu, după șablonul pe care îl urmai înainte și te provoacă foarte mult la schimbare, la a-ți redefini succesul, la a fi flexibil în ceea ce privește succesul tău și nu a-ți impune pur și simplu un fel de pata lui Procust pe care să nu-l părăsești sub nicio formă. Menționai la început cum putem să detectăm cumva nivelul de fericire al celorlalți. În literatura de specialitate, o altă cercetătoare a fericirii spune că doar 10% din fericirea unei persoane putem să o detectăm din elementele exterioare, din succesul pe care l-a atins, din modul în care arată, din relațiile pe care le stabilește. Așadar, este o zonă personală în privința fericirii și de aceea, până la urmă, noi alegem dacă vorbim din profuzimea ființei noastre sau nu în ceea ce privește fericirea. Bineînțeles că succesul este, din nou, un fel de oglindă magică pe care noi o întâlnim la început în relația cu ceilalți, însă devine din ce în ce mai important să ajungem la o definiție personală asupra fericirii și asupra succesului. Și cred că uneori cel mai important este să prevenim anumite situații și în ceea ce privește fericirea noastră, pentru că autorul vorbește despre situația în care ajungem flămânzi de a fi fericiți. Și atunci este bine să avem o varietate foarte mare în viața noastră, astfel încât să simțim că savurăm ceea ce ni se întâmplă și ceea ce este în prezent sau ceea ce urmează, o atitudine față de viitor în privința fericirii noastre. Ei bine, pentru că sunt foarte multe ponturi, foarte multe trucuri pe care le oferă această carte, eu cred că va fi o lectură de folos pentru cititori, pentru că abordează foarte multe situații, atât la locul de muncă, cât și în relația cu sine. Și, după cum spuneam, se prezintă niște concluzii foarte clare legate de fericire, mai ales partea aceasta, că prioritară este fericirea și urmează succesul și că fericirea nu se învârte în jurul succesului, ci succesul în jurul fericirii. Cum putem vedea și cum ne putem bucura autentic și de succesul altora, nu doar de succesul nostru personal? Aici intervine foarte mult inteligența emoțională și
majoritatea studiilor pe care le-am parcurs subliniază foarte clar că fericirea înseamnă să câștigăm împreună și cred că este una dintre cele mai frumoase lecții pe care le putem aduce aproape de copiii noștri și în școlile din România, faptul că putem să câștigăm într-o multitudine de moduri, într-o multitudine de moduri fericite, care să onoreze, să respecte fiecare persoană. Așadar, e important să ne pese nu numai de succesul personal, ci și de succesul celorlalți. Chiar și această carte subliniază foarte clar lucrurile acestea și chiar se prezintă cumva faptul că o criză este mama invențiilor. Chiar dacă trecem prin crize, nu înseamnă că trebuie să fim unii contra celorlalți, ci important este să reușim să punem resursele la comun și să creăm ceva inedit, ceva care, în care are loc atât fericirea noastră cât și fericirea celorlalți. Până la urmă, modul în care noi suntem atenți la ceilalți în relațiile noastre, capacitatea noastră de a fi atenți relațional, pentru că un alt concept foarte frumos în această carte este atent relațional, cum reușești să-ți exprimi recunoștința, aprecierea față de ceilalți, modul în care noi reușim să fim în propriile relații, cât de generoși putem să fim cu ceilalți, cât de corecți putem să fim în anumite situații sau cum reușim să ne arătăm aprecierea, contează foarte mult, pentru că aceste gesturi creează o anumită atmosferă. Și simțim când o anumită atmosferă este propice fericirii și când nu. Și chiar autorul spune că prezenta mai multe strategii și managerilor de a da mail-uri de mulțumire, de apreciere la începutul zilei de lucru. E important să ne gândim cum suntem noi întâmpinați la muncă, dacă suntem întâmpinați în felul acesta sau, din potrivă, este mai mult pe partea aceasta de verificare, de poate uneori de a oferi sarcini copleșitoare și de a nu acorda atenție stării de bine la locul de muncă. Eu chiar am reușit să investighez foarte mult această temă pentru că am făcut lucrarea de licență pe fericirea la locul de muncă și sunt foarte multe dimensiuni atunci când vorbim de această fericire la job pe care cred că trebuie să o luăm în calcul pentru că în momentul în care suntem fericiți suntem și productivi. În orice moment al carierei noastre trebuie să evoluăm și să reușim să vedem care este cea mai înțeleaptă versiune a noastră pentru că în fericire nu se vorbește neapărat de cea mai bună versiune a noastră, de cea mai înțeleaptă versiune a noastră. Pentru că a fi înțelepți legat de propria fericire, legat de elementele vieții noastre, este parte din strategia de viață pe care o avem și de modul în care ne gestionăm timpul și cum reușim să facem din timpul vieții noastre un timp al fericirii. Așadar, această contagiune emoțională este dată de atmosfera în care noi ne desfășurăm activitatea și în momentul în care ajungem de la noi la ceilalți, putem să vedem ce poveste frumoasă se poate crea împreună. Important este să nu evităm aceste situații sau să nu ne izolăm, ci să fim deschiși și spre a reuși să împletim ceea ce ne reprezintă pe noi cu ceea ce reprezintă pe altcineva. Și așa cum se spune și în carte, fericirea nu este legată neapărat de convingerea că nu este important să ne schimbăm, ci de convingerea că putem să ne schimbăm și că putem să vedem cât de durabilă este această schimbare și ce beneficii aduce și să avem un anumit coeficient al schimbării pe care să-l întreținem și pe care să reușim să-l abordăm cu strategii inedite. Dragilor, a fost astăzi alături de noi Andreea Puiu, profesor, psiholog, dezvoltator, pedagogia fericirii și mă bucur foarte mult că, Andreea, ai reușit să ne și împărtășești cumva din activitatea ta profesională, vorbind pe marginea cărții Avantajul fericirii. De ce fericirea garantează succesul și cum să ne antrenăm creierul pentru a fi fericiți, de Sean Eckhart, o carte publicată în colecția Alter Ego a editurii Herald. Mulțumim foarte mult, Andreea, vă mulțumim și noastră că ați fost alături de noi. Vă dorim o zi fericită, da? Ca să fim așa în consensul discuției noastre și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere, numai bine!